seara, sunt Valeria Capral și vă prezint știrile Pro TV. Iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. A fost instituit codul roșu de amenințare teroristă în regiunea transnistreană. Autoritățile autoproclamate de la Tiraspol anunță despre mai multe explozii care ar fi avut loc în ultimele 24 de ore, fără să existe victime. În spatele acestor deflagrații ar sta forțe pro-război în interiorul regiunii interesate de destabilizarea situației, a declarat președintele Maia Sandu după ședința Consiliului Suprem de Securitate. Din informațiile pe care le avem la această oră, aceste intenții de escaladare pornesc de la forțe din interiorul regiunii transnistrene. Reacții la exploziile din Transnistria au venit și din exterior. Rusia afirmă că în spate ar sta forțe care nu-și doresc stabilitatea. Pentagonul spune că este prea devreme pentru concluzii, iar UE urmărește îngrijorată tot ce se întâmplă. Regiunea Odessa a fost atacată azi dimineață cu rachete și a fost avariat podul de la Zatoka. Transportul a fost redirecționat pe lângă Palanca. A fost instituit cod roșu de amenințare teroristă în regiunea transnistreană. Așa numitele autorități de la Tiraspol susțin că decizia a fost luată după o serie de deflagrații produse în ultimele 24 de ore. Azi dimineață, două antene de radio-telecomunicații au fost distruse de explozii în raionul Grigoriopol, fără să existe victime. Responsabilii de la Biroul Politic de Reintegrare spun că analizează incidentele și vor reveni cu un comentariu. Potrivit așa numitului Minister de Interne de la Tiraspol, azi dimineață, în jurul orei 7, s-au produs două explozii în localitatea Maiac din raionul Grigoriopol. Deflagrațiile ar fi distrus două antene de radio-telecomunicații, iar presa din regiune a publicat imagini care se presupune că au fost făcute la Grigoriopol. În depărtare se vede un nor de fum. Milițienii transnistreni au izolat teritoriul, iar geniștii au examinat zona. Presa din stânga Nistrului scrie că preliminar antenele de radio-telecomunicații care transmiteau posturi de radio din Rusia ar fi fost minate, dar informația nu a fost confirmată oficial. Nimeni nu a avut de suferit. Centrul de radio și televiziune din regiunea transnistreană este unul dintre cele 14 centre de transmisie radio din fosta URSS, potrivit așa numitului Minister de Interne din stânga Nistrului. Azi dimineață, presa locală scria despre un atac asupra unei unități militare din satul Parcan, dar fără să ofere detalii. Mai târziu însă informația a fost rectificată, iar site-urile din regiune au notat că atacul a fost asupra unei platforme din apropierea de aerodromul de la Tiraspol, care nu mai este funcțional. Potrivit presei locale, pe teritoriu au fost detonate mine aruncate din drone, iar în consecință un camion a fost avariat. Fotografii de la fața locului însă nu au fost publicate. În urma acestor incidente, așa zisul Consiliul de Securitate din regiune a instituit cod roșu de amenințare teroristă pentru 15 zile, scrie presa locală. Codul roșu presupune mai multe restricții, a fost anulată parada de 9 mai, elevii vor studia de la distanță, iar examenele au fost anulate. Будут приняты меры по усиленном охране общественного порядка, общественной безопасности нашего государства. Будут проверяться граждане, будут проверяться технические средства передвижения. Între timp, reprezentanții OSCE în Moldova au venit cu o reacție în urma incidentelor în ultimele 24 de ore în regiunea transnistreană. În comentariul său, misiunea condamnă tentativele de destabilizare a situației în zona de securitate. Responsabilii de la Biroul Politic de Reintegrare ne-au spus că analizează toate cazurile și vor reveni cu informații când vor avea mai multe detalii. Explozia de ieri produsă în clădirea Serviciului de Securitate de la Tiraspol reprezintă un pretext pentru tensionarea situației în regiunea transnistreană. Declarațiile au fost făcute de Biroul Politic de Reintegrare, care menționează că monitorizează cu atenție situația. Reprezentanții Comisiei Unificate de Control informează că în zona de securitate este liniște deocamdată, în timp ce partea ucraineană și cea rusă se acuză reciproc de provocări în stânca Nistrului. Biroul Politic de Reintegrare își exprimă îngrijorarea în legătură cu incidentul care s-a produs ieri în orașul Tiraspol. Potrivit informației disponibile, persoane neidentificate au efectuat împușcături din aruncători de grenade asupra sediului așa numitei structuri de securitate din regiune. Purtătorul de cuvânt al Biroului Politic de Reintegrare afirmă că acest incident are scopul de a crea pretexte pentru tensionarea situației de securitate, fără însă a oferi alte detalii. Reprezentanții instituției dau asigurări că monitorizează toate mișcările din stânga Nistrului, în timp ce responsabili
Poliției din cadrul Comisiei Unificate de Control din țara noastră dau asigurări că în zona de securitate este liniște deocamdată. În adresa păcicătorilor apostoli din zona de securitate n-au fost mișcări și mai departe. Necesitatea de a mări posturile de păcicare în zona de securitate până nu este. Joi, membrii Comisiei urmează să se întrunească pentru a discuta despre deflagrațiile care au avut loc în ultimele 24 de ore în stânga Nistrului. Consilierul Ministrului de Interne al Ucrainei, Anton Gerashenko, nu exclude că explozia de la Tiraspol ar fi o provocare din partea Federației Ruse. Serviciul ucrainean de spionaj susține că autoritățile autoproclamate de la Tiraspol s-ar fi pregătit de atac încă vineri, pe 22 aprilie. Potrivit unui document publicat de instituția de la Kiev, secretarul Comisiei Situații Excepționale din Transnistria ar fi adresat acum 3 zile administrației din Kamenka o scrisoare în care cere de urgență informații despre amplasarea punctului sigur de control al protecției civile. De partea cealaltă, reprezentanții Moscovei acuză partea ucraineană de declanșarea exploziilor, cu scopul de a speria populația din regiunea transnistreană și amenință că astfel de acțiuni vor fi stopate imediat. Сегодня эта ситуация она продолжает оставаться очень серьёзной. Вот это вот оголтелое, как говорится, предупреждение вот это нахальное, наглое, нацистское. Я думаю, что оно будет своевременно пресечено. Я думаю, это обычная попытка запугать людей, которых всех уже числили во враги и противники. Ieri, așa zisul Minister de Interne din regiune anunța că în clădirea serviciului de securitate de la Tiraspol s-ar fi tras din lansatoare de grenade. Ca urmare, mai multe geamuri de la etajele superioare au fost sparte, însă victime nu au fost înregistrate. Acum câteva zile, un general rus a anunțat că a doua fază a așa numitei operațiuni speciale ruse prevede crearea unui coridor prin Ucraina către regiunea transnistreană. Ceea ce se întâmplă în prezent în regiunea transnistreană este rezultatul unor tensiuni între diferite forțe din stânga Nistrului care pun în pericol securitatea Republicii Moldova. Declarația a fost făcută de președintele Maia Sandu, care a convocat astăzi Consiliul Suprem de Securitate. Șefa statului a spus că membrii CSS au recomandat instituțiilor statului să intensifice controlele în apropierea zonei de securitate, dar și în interiorul țării. Ceea ce se întâmplă în ultimele 24 de ore în regiunea transnistreană este o escaladare a tensiunilor. Vă amintesc că pe durata a mai multor săptămâni în regiune au fost mai multe alerte cu bombe în școli și instituții medicale. Au urmat exploziile de ieri de la sediul așa numitului MGB transnistrean, incidentul de pe aerodromul din Tiraspol și explozia de la nodul de radiocomunicații din Maiac. Maia Sandu a declarat că autoritățile Republicii Moldova urmăresc cu atenție incidentele care au loc pe teritoriul controlat de regimul de la Tiraspol. Din informațiile pe care le avem la această oră, aceste intenții de escaladare sau pornesc de la forțe din interiorul regiunii transnistrene, care sunt forțe pro-război și care sunt interesate să destabilizeze situația în regiune. Șefa statului a mai declarat că autoritățile de la Chișinău condamnă provocările și tentativele de a atrage Republica Moldova în acțiuni ce pot pune în pericol pacea în țara noastră. Astfel, Maia Sandu a anunțat că după ședința de astăzi, Consiliul Suprem de Securitate a venit cu mai multe recomandări pentru instituțiile publice. Creșterea intensității verificărilor circulației în adiacența zonei de securitate. 2. Creșterea intensității patrulării și verificărilor pe teritoriul Republicii Moldova și la frontieră. 3. Creșterea nivelului de alertă în ceea ce privește securizarea obiectivelor de infrastructură critică. Și 4. Creșterea nivelului de alertă a tuturor instituțiilor responsabile de asigurarea ordinii publice și securității. Maia Sandu a spus că Republica Moldova nu planifică și nu desfășoară o blocare a regiunii transnistrene și că autoritățile insistă în continuare asupra soluționării pașnice a conflictului transnistrean. E o situație complexă și tensionată. Noi suntem vigilenți, vom lua toate măsurile necesare pentru prevenirea unor escaladări, pentru întărirea securității statului și protejarea cetățenilor noștri. Aceste tensiuni se întâmplă pe teritoriul necontrolat de facto de către autoritățile de la Chișinău. Dar acest teritoriu este al Republicii Moldova, iar acolo locuiesc cetățenii noștri. Totodată, șefa statului a anunțat că până la sfârșitul săptămânii o misiune OSCE ar urma să ajungă în Republica Moldova.
Liderul autoproclamat de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, o îndeamnă pe Maia Sandu să nu vorbească despre ceea ce nu știe, referindu-se la declarațiile șefei statului despre faptul că în spatele exploziilor care s-au produs în stânga Nistrului ar sta forțe din interiorul regiunii transnistrene. Krasnoselski acuză Ucraina că ar sta în spatele atacurilor. Autoritățile de la Kiev, de cealaltă parte, resping acuzațiile și acuză Rusia de faptul că ar intenționa să atace Transnistria și să dea vina pe Ucraina. Kremlinul nu a venit cu o reacție. Я хочу обратиться и к руководству соседней Молдовы. Не поддавайтесь и вы на провокации. Не позволяйте втянуть Молдову в агрессии против Приднестровья. Надо все-таки вспомнить о наших мирных форматах. В любом случае не допустить никакой агрессии, которая может быть стать прологом большой войны. Ни в коем случае. Красносельский акузат Украина де провокаре эксплозии лор. Как показали первые выводы проведения неотложных оперативно-следственных мероприятий, следы данных нападений ведут в Украину, к сожалению. Ministerul Apărării de la Kiev a negat acuzațiile și a anunțat că Ucraina nu are nicio legătură cu aceste incidente pe care le consideră o provocare a serviciilor speciale ruse împotriva Ucrainei și a Moldovei. Kievul acuză Rusia că pregătește o lovitură cu rachete pe teritoriul regiunii transnistrene ca să dea vina pe țara vecină. Exploziile din regiunea transnistrană reprezintă provocări pentru destabilizarea situației atât în stânga cât pe partea dreaptă a Nistrului. De aceste păreri sunt experții politici de la noi care menționează că acum este pusă la bătaie securitatea întregii țări. Analiștii cred că autoritățile de la Chișinău trebuie să monitorizeze cu mare atenție situația și să le amintească tuturor părților implicate în războiul din țara vecină că Republica Moldova este un stat neutru. Exploziile din regiunea transnistreană reprezintă o provocare clară, spune ex-vicepremierul pentru reintegrare Alexandru Flenchea, potrivit căruia la moment nu mai contează cine stă în spatele acestora. Miza acestor atacuri nu este regiunea transnistreană, miza este Republica Moldova și nu este altceva decât o încercare de a trage țara noastră în război. Flenchea afirmă că riscul de implicare a Moldovei în acest conflict a existat încă de la declanșarea războiului din țara vecină. Totuși, autoritățile de la Chișinău ar putea împiedica provocatorii să-și atingă scopurile, așa încât țara noastră să rămână în continuare în afara acestui război. Miza a fost pusă pe statutul de neutralitate și pe diplomație. Acestea sunt instrumentele care trebuie activate și implicate plenar. Trebuie să vorbim cu vecinii noștri, cu Kiev, cu București, trebuie să vorbim cu toți partenerii noștri și la est și la vest. Avem acum încă posibilitatea să izolăm aceste incidente, să le lăsăm incidente izolate care să nu aibă o continuitate. Iar deputatul PAS-ul Oazu Nantoi crede că aceste incidente au fost planificate din timp pentru a escalada tensiunile din regiunea transnistreană. Toate exploziile acestea despre care se vorbește mult, nu s-au soldat cu niciun fel de jertfe. Adică au fost pregătite anume în asemenea mod ca să destabilizeze situația, dar fără jertfe umane. Parlamentarul nu exclude faptul că exploziile au fost organizate de forțe pro-război de pe teritoriul regiunii. Cui îi convine această destabilizare? Categoric nu Republicii Moldova, nu Ucrainii, dat fiind faptul că Ucraina este concentrată pe linia frontului în luptele cu Federația Rusă și nu are nevoie de destabilizări în spatele său. Veștile din regiunea separatistă Transnistria sunt un motiv de îngrijorare serioasă pentru Rusia, a transmis azi Kremlinul, precizând că urmărește îndeaproape evenimentele din zonă. Ministerul Rus de Externe susține că în spatele acestor atacuri stau forțele care nu-și doresc stabilitatea. Pentagonul consideră că este prea devreme pentru a spune cine este responsabil pentru exploziile din stânga Nistrului, iar Uniunea Europeană anunță că urmărește cu îngrijorare situația și cere încetarea tuturor violențelor. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că știrile care vin din Transnistria sunt îngrijorătoare. Единственное, что я могу сказать, что мы очень внимательно наблюдаем за тем, как там развивается ситуация. Безусловно, это те новости оттуда поступают, которые вызывают обеспокоенность. Peskov a mai spus că Vladimir Putin nu are planificate discuții cu Maia Sandu în contextul tensiunilor din stânga Nistrului. Și Ministerul Rus de Externe anunță că situația din regiune provoacă îngrijorări și că Rusia și-ar dori să evite scenariul în care Moscova s-ar implica în regiunea transnistreană. Liderul autoproclamatei Republici Populare Donetsk spune că, dimpotrivă, Rusia ar trebui să lanseze următoarea fază a operațiunii militare în Transnistria pentru a ajuta populația de acolo. Конечно, нам важна скорость. Скорость,
от выхода на границы, на конституционные границы, то есть с тем, чтобы продолжить уже следующие этапы, наверное, операции, которые являются практически необходимыми. Ну, после того, что мы видим, что происходит в Приднестровье, то, что мы видим, то есть происходит, то есть по приграничным областям, регионам России уже, ну, Украина – это терористическое государство. Mihailo Podoleac, unul din membrii echipei de negociatori ai Ucrainei, sugerează că Rusia vrea să destabilizeze regiunea transnistreană și că Moldova ar trebui să aștepte oaspeți. Dacă Ucraina cade mâine, trupele rusești vor fi la porțile Chișinăului, avertizează consilierul președinției ucrainene. Reprezentantul Comisiei Europene, Eric Mamer, a declarat că Uniunea Europeană urmărește cu îngrijorare situația din Transnistria și solicită încetarea oricăror acte violente. Pentagonul consideră că este prea devreme pentru a spune cine este responsabil pentru exploziile din Transnistria și consecințele acestora, a declarat un purtător de cuvânt al armatei americane citat de presă. Prin vocea generalului Rustam Minekaev, Rusia a anunțat vineri că intenționează să preia controlul de plin asupra Donbasului și sudului Ucrainei și va crea un coridor spre regiunea transnistreană. Unii analiști militari bănuiesc că Rusia intenționează să folosească Transnistria pentru sprijin logistic și să profite de poziția sa strategică pentru a stabili un coridor terestru de-a lungul Mării Negre pentru a captura orașul Port Odessa din Ucraina. Ministrul rus de externe amenință că războiul din Ucraina ar putea degenera într-un al treilea război mondial. Acesta acuză NATO că este implicată direct în acțiunile militare de acolo prin livrările sale de armament către Kiev. Эти вооружения будут законной целью для российских вооруженных сил, которые действуют в рамках специальной операции. И склады, в том числе на западе Украины, уже не один раз становились такой целью. Lavrov a vorbit și despre eventualitatea folosirii unor arme nucleare. Revenim cu mai multe declarații în jurnal. Podul care leagă Zatoka de Odessa a fost puternic distrus după un atac cu rachete rusești. Din motive de securitate, traficul a fost blocat. Momentul exploziei a fost surprins de câțiva martori. Atacul a avut loc astăzi la amiază și nimeni nu a avut de suferit. Acest pod este singurul drum și singura legătură feroviară cu trei districte ale regiunii Odessa, Izmail și Belgorod-Dnestrovsk. Potrivit presei ucrainene, deteriorarea podului din regiunea Zatoka complică foarte mult circulația în regiunea Odessa. Potrivit consilierului Ministerului Ucrainean de Interne, Anton Gherashchenko, dacă podul nu va putea fi redeschis, accesul la o parte din regiunea Odessa va fi posibil doar de-a lungul graniței cu Moldova. Ucraina a intrat astăzi în cea de-a 62-a zi de război. Trupele ruse au intensificat bombardamentul cu artilerie și mortiere asupra așezărilor și pozițiilor forțelor armate ucrainene din regiunile Herson și Nicolaev. Potrivit ultimului raport al Ministerului Britanic al Apărării, trupele rusești ar fi cucerit orașul Kremina din Lugansk, iar acum se duc lupte grele în localitatea Popasna din aceeași regiune și la Izium din Kharkov. De asemenea, mai multe rachete au fost lansate în această dimineață în regiunea Zaporojie. Districtul militar regional Zaporojie a raportat că două rachete au lovit teritoriul unei întreprinderi, iar a treia a explodat în aer. O persoană a fost ucisă, iar alta a fost rănită. În aceste imagini ar apărea una dintre rachete înainte de a-și atinge ținta. La Izium se dau lupte grele pentru că rușii încearcă să avanseze spre orașele Sloviansk și Kramatorsk din nord și est. În aceste imagini apărute pe Telegram se vede cum armata ucraineană distruge câteva tancuri rusești. Și în localitatea Popasna din regiunea Lugansk se dau lupte grele. Potrivit primarului localității, trupele ruse atacă în forță. Артилерія, авіація, зараз навіть стрілкові бої йдуть. Люди заблоковані в підвалах. Potrivit ultimului raport al Ministerului Britanic al Apărării, orașul Kremina din regiunea Lugansk deja ar fi fost cucerit de trupele rusești. Britanicii spun că este de așteptat ca rușii să continue să atace pozițiile fortificate ale ucrainenilor din estul țării. Bombardamentele continuă la Kharkov. Mai multe clădiri au fost avariate în urma atacurilor cu rachete. And what people here fear in this city
is that Kharkiv could be the next Mariupol because of the amount of bombardment and the real intensification that we've seen of that bombardment, especially in the last week. Trupele ruse au intensificat bombardamentele cu artilerie asupra așezărilor și pozițiilor forțelor armate ucrainene din regiunile Herson și Nicolaev. Mai mult, forțele ruse ar fi preluat clădirea Consiliului Municipal din Herson, iar pe internet au apărut imagini cu o coloană militară care se îndreaptă spre oraș. Orașul Herson din sudul Ucrainei a fost unul dintre primele care au căzut în mâinile Rusiei când a izbucnit războiul. Ucraina susține acum că Rusia plănuiește să organizeze un referendum înscenat în oraș pentru a face să pară că cetățenii își doresc prezența trupelor rusești. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a declarat că Kievul se va retrage din negocierile de pace cu Rusia dacă în zonele capturate vor fi organizate pseudo-referendumuri. În discursul său nocturn către națiune, Zelensky spune că victoria Ucrainei este inevitabilă, dar este imposibil de prezis când se va încheia războiul. Și ce bagato mist gramat prebuvaju pod timčasovim kontrolom rusiskoy armii, ale ja ne maju sumnivov, sho tse lishe pitanie chasu, koli my zvilnumo nashu zemlyu. Între timp, Rusia își întărește paza la granița cu Ucraina în Bryansk, Kursk și Belgorod. Decizia vine după ce ieri a izbucnit un incendiu puternic la două depozite de petrol din Bryansk, la mai puțin de 100 de kilometri de granița cu Ucraina. Rusia a spus că ar putea fi vorba despre un potențial act de sabotaj al Kievului. Secretarul general al ONU a cerut astăzi la Moscova o încetare imediată a focului în Ucraina. În prima sa vizită în Rusia, după declanșarea invaziei ruse, Antonio Guterres a anunțat că ONU este dispusă să facă tot ceea ce este posibil pentru a pune capăt războiului din țara vecină. El s-a întâlnit cu ministrul rus de externe și urmează să aibă o întrevedere și cu președintele Vladimir Putin. Secretarul Organizației Națiunilor Unite spune că a venit la Moscova cu un mesaj de pace pentru a salva vieți și a reduce suferința în Ucraina. I had a very frank discussion with the foreign minister Sergei Lavrov and it is clear that there are two different positions on what is happening in the Ukraine. According to the Russian Federation, what is taking place is a special military operation with the objectives that were announced. According to the UN, in line with the resolutions passed by the General Assembly, Russia's invasion of Ukraine is a violation of its territorial integrity and against the Charter of the United Nations. Мы сейчас находимся на таком этапе развития международных отношений, когда наступает момент истины. Либо мы все смиримся с тем, что кто-то в одиночку с группой своих сателлитов решает, как будет жить человечество, либо человечество будет жить на основе устава ООН. Вот, собственно говоря, очень простой выбор. Никто не хочет никаких войн, Боже упаси. După întrevederea cu Sergei Lavrov, Antonio Guterres urmează să fie primit de președintele Vladimir Putin, iar joi se va deplasa la Kiev, unde decizia sa de a se duce mai întâi în Rusia a fost aspru criticată, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky afirmând că nu vede nicio logică în această ordine a deplasărilor. Ми очікуємо 100% підтримку від Генсека ООН. 100%, тому що 100% правда на нашому боці і війна у нас. Я думаю, що після приїзду, і якщо буде час у генерального секретаря, і я думаю, що у нього дуже поважний статус, йому обов'язково треба відвідати спочатку наші місця, де було катування і де знищили наших людей, а потім вже знайти час для шановних з Москви. Se așteaptă ca discuțiile dintre Guterres și Putin să se concentreze asupra orașului port asediat Mariupol, unul dintre cele mai mari orașe din Ucraina, unde au trăit aproximativ 450.000 de oameni înainte de război, este aproape complet capturat de armata rusă. Singurul bastion al rezistenței este uzina Azovstal, unde aproximativ 1.000 de civili se ascund împreună cu armata ucraineană. De săptămâna trecută, Moscova și Kievul încearcă să cadă de acord cu privire la deschiderea unui coridor umanitar pentru părăsirea fabricii, dar până acum negocierile nu au avut succes. Părțile se acuză reciproc de încălcarea regimului de încetare a focului. Ucraina i-a cerut secretarului ONU să garanteze un coridor umanitar cu scopul de a evacua civilii care se adăpostesc în oțelăria Azovstal.
NATO este implicată în războiul din Ucraina prin livrarea de armament în țara vecină, iar acest fapt a putea duce la declanșarea unui al treilea război mondial. Declarațiile îi aparțin ministrului rus de externe, Sergei Lavrov, care a mai spus că nu este exclusă nici utilizarea armelor nucleare. Afirmațiile lui Lavrov vin în contextul în care în weekend secretarul american de stat Antony Blinken și secretarul apărării Lloyd Austin au efectuat o vizită la Kiev, iar Austin a spus că SUA vor să vadă armata rusă slăbită și că Ucraina poate câștiga războiul. Sergei Lavrov a dat ieri asigurări că Rusia vrea să continue negocierile de pace cu Ucraina, dar a avertizat asupra unui pericol real ca acest conflict să degenereze într-un al treilea război mondial. Все пять лидеров подписались под констатацией недопустимости ядерной войны. И это наша принципиальная позиция, мы из нее исходим. Риски весьма и весьма существенные. Очень не хотелось бы, чтобы эти риски искусственно раздувались, а желающих таких немало. Опасность серьезная, она реальна, ее нельзя недооценивать. Шефул дипломатии Руси а май декларат, что ливрерили де армамент оккидентал катре Украина însеамна, что альянса НАТО есть импликата на разбой ку Русия. Эти вооружения будут законной целью для российских вооруженных сил, которые действуют в рамках специальной операции. И склады, в том числе на западе Украины, уже не один раз становились такой целью. Поэтому, а как иначе? Если НАТО, по сути дела, вступает в войну с Россией, такую через прокси, и вооружает этого прокси, ну, на войне как на войне. Министр украинян де экстерне а калификат декларациили луи Лавров ка ун индичу, ка Русия симте, ка пьерде разбойл дин Украина. Astfel se vorbește despre un pericol real al celui de-al treilea război mondial. Aceasta înseamnă doar că Moscova simte că se apropie înfrângerea în Ucraina, a scris oficialul pe Twitter. Aproape 40 de țări se reunesc astăzi în Germania la invitația Statelor Unite pentru a întări apărarea Ucrainei. Iar secretarul american al apărării spunea că Ucraina poate câștiga în fața Rusiei dacă îi se oferă mijloacele necesare. Weakened to the degree that it can't do the kinds of things that it has done in invading Ukraine. So it has already lost a lot of military capability and a lot of its troops, quite frankly. And we want to see them not have the capability to very quickly reproduce that capability. Printre cele 40 de țări invitate se numără aliații europene ai Statelor Unite, dar și Australia și Japonia, țări care se tem că o victorie rusă în Ucraina ar încuraja ambițiile teritoriale ale Chinei. Finlanda și Suedia, țări neutre care urmează să semneze cererea de aderare la NATO, solicitarea apărută de la invazia Ucrainei de către forțele ruse, se află de asemenea pe lista de invitați. Bărbatul care și-a pierdut soția, fetița de 3 luni și soacra în atacul de sâmbătă asupra orașului Odessa a povestit drama prin care trece. Omul a scăpat cu viață pentru că era la magazin în momentul în care apartamentul său a fost bombardat. Весь мир просто перед глазами, он вчера просто умер, он был убит российской ракетой. Uciderea a trei generații dintr-o singură familie a stârnit indignare în Ucraina. Vă spunem mai multe în jurnal. Rusia ar fi oprit livrările de gaz către Polonia ca urmare a refuzului de a achita plățile în ruble rusești, informează site-ul polonez Onet, care precizează că Ministerul pentru Climă a înființat o celulă de criză. Informația mai întâi despre o reducere semnificativă a transportului de gaze și apoi despre suspendarea acestuia a fost confirmată neoficial pentru site-ul polonez atât de unele surse guvernamentale cât și de compania poloneză de petrol și gaze. Rușii nu au informat partea poloneză cu privire la motivele suspendării livrărilor și dacă aceasta reprezintă îndeplinirea ultimatumului cu care a amenințat recent Vladimir Putin. Licitația organizată de Energocom pentru procurarea energiei electrice de la 1 mai, când expiră contractul cu centrala de la Cuciurgan, ar fi fost trucată, afirmă fostul deputat al platformei DA, Alexandru Slusari. Potrivit lui, doar două companii au participat la tender, fiind vorba despre o firmă din Ucraina și centrala din stânga Nistrului, care ar fi propus prețuri cu o diferență de câțiva dolari în urma unei înțelegeri prealabile. Autoritățile de la Chișinău nu au comentat deocamdată afirmațiile lui Slusar. Mi se pare că se pune la calea încă o schemă legată de energie electrică, dat fiind faptul că, din informația mea, din sursele mele, au fost înregistrate două oferte
cu prețuri exagerate. Prima ofertă vine de la Cuciurgan cu 96 de dolari pentru un megawatt. Și a doua de la compania lui Renat Ahmetov din Ucraina cu 100 dolari. Ex-deputatul platformei Dan Alexandru Slusar spune că cei de la Cuciurgan ar fi făcut o înțelegere cu Ahmetov ca firma lui să propună un preț cu câțiva dolari mai mare decât ei, așa încât centrala din stânga Nistrului să câștige licitația. Slusar afirmă că prețul propus de regiunea transnistreană este nejustificat. Este o cumpire absolut nejustificată. Încă două luni în urmă, Cuciurganul era de acord să mențină contractul la prețul de 53 de dolari și iată acum că a apărut această cifră de 96 de dolari. Nu s-a schimbat nicio condiție. Pentru gaz, cum au plătit prețul simbolic, așa și plătesc în continuare. Și apare întrebarea logică de unde e această cifră. Fostul deputat spune că în cazul în care autoritățile de la Chișinău vor accepta acest preț de la 1 mai, tariful pentru energia electrică ar putea crește cu 80%, mai exact de la puțin peste 2 lei la aproape 4 lei per kilowattoră. Săptămâna trecută, vicepremierul Andrei Spânu ne-a spus că licitația a fost încheiată vineri, iar câștigătorul va deveni cel care a propus cel mai mic preț. Spânu a refuzat să ne ofere mai multe detalii. Ei o să meargă pe procedură, să valideze inclusiv tehnic ofertele. Cel mai probabil deja săptămâna viitoare, marți, miercuri, va fi clar care sunt ofertele, care sunt prețurile oferite și atunci vom comunica. Astăzi, responsabilii de la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale nu au putut să ne ofere o reacție, precizând că în prezent Energocom examinează ofertele. Acum o săptămână, Comisia pentru Situații Excepționale a anunțat o licitație pentru a cumpăra energie electrică, în condițiile în care la 1 mai expiră contractul încheiat cu centrala de la Cuciurgan. În martie, înțelegerea a fost prelungită doar pentru o lună și nu pentru un an, așa cum era planificat. Motivul invocat de reprezentanții centralei din stânga Nistrului fiind incertitudinea livrărilor de gaze în contextul războiului din Ucraina. Episcopul de Bălți și Fălești, Marchel, sfidează legea. Reporterii de la Nord News au surprins imagini care se vede că acesta și-a legat la oglinda retrovizoare a mașinii panglica Sfântul Gheorghe, interzisă prin lege în țara noastră. Fiind luat la întrebări de jurnaliști, clericul a evitat să-și explice gestul, dar a dat asigurări că își dorește încetarea războiului. Ultimele două luni, vecinii noștri trec printr-un adevărat calvar al războiului. Hristos a înviat, fratele meu. Atât. În opinia atât. Dumneavoastră. Opinia mea, opriți războiul. Hristos a înviat. Imaginile au fost surprinse în timp ce episcopul de Bălți și Fălești, Marchel, participa la un festival din raionul Glodeni, scrie Nord News. La oglinda retrovizoare a mașinii sale de lux, un Mercedes de model E-clasă în valoare de peste 20.000 de euro, clericul și-a legat panglica Sfântul Gheorghe, interzisă recent în țara noastră. Episcopul a evitat să răspundă la întrebările reporterului. Nu, astăzi sunteți împotriva războiului, dar sunteți cu panglica pe mașină. Vă trebuie asta. Nu, nu ne trebuie. Dorim să aflăm părerea dumneavoastră. De ce sunteți cu panglica mea pe mașină? Nici reprezentanții Mitropoliei și nici oamenii legii nu ne-au oferit comentarii pe marginea acestui caz, precizând că se documentează, după care nu au mai răspuns la telefon. Potrivit codului contravențional, utilizarea panglicii Sfântul Gheorghe sau a literelor Z și V, care simbolizează invazia Rusiei în Ucraina, se pedepsește cu amendă de până la 9.000 de lei sau cu muncă neremunerată în folosul comunității pentru persoanele fizice, în timp ce pentru persoanele juridice sancțiunea crește până la 30.000 de lei, iar amenda în cazul funcționarilor publici este de 18.000 de lei. Pandemia de COVID-19 a pus pe pauză imunizarea de rutină din țara noastră, susțin autoritățile din sănătate. Potrivit acestora, în ultimii ani a scăzut rata de imunizare în rândul copiilor cu anumite vaccinuri, iar din această cauză a apărut riscul infectării cu boli precum rujeola sau poliomelita. Specialiștii îndeamnă părinții să își vaccineze micuții pentru a le proteja sănătatea și viața. Acoperirea scăzută de vaccinare și situația umanitară legată de conflictul din Ucraina, migrația intensă în decursul ultimilor două luni a crescut riscul apariției așa maladii cum este rujeola și poliomielita. Unica metodă de a preveni apariția acestor boli este vaccinarea tuturor copiilor care se află pe teritoriul Republicii Moldova. Rujeola, poliomielita, tuberculoza sau tetanosul sunt câteva din cele peste 20 de maladii care pot fi prevenite numai prin vaccinare, susțin autoritățile din sănătate. Prin decizia de a nu-și imuniza copiii, părinții pun în pericol viața și sănătatea acestora, așa cum pentru o imunitate colectivă este nevoie ca 95% dintre pici să fie vaccinați. Un motiv de îngrijorare
îngrijorare constituie scăderea acoperirii vaccinale, în special în contextul impactului negativ al pandemiei COVID-19 asupra programului de imunizări la copii în Republica Moldova. Astfel, acoperirea vaccinală s-a redus sub 90%. Astfel, specialiștii îndeamnă părinții să își vaccineze copiii. Orice familie care din anumite motive nu a reușit să-și vaccineze copiii, trebuie să se asigure că recuperează această restanță cât mai curând posibil. Programul Național de Imunizare 2020-2030 presupune reducerea riscului de apariție a infecțiilor precum rujeola sau poliomielita prin promovarea imunizării. În țara noastră există vaccinuri care previn în total 12 boli. Ziua în care se împlinesc 36 de ani de la accidentul de la centrala nucleară de la Cernobâl, Autoritatea Internațională pentru Energie Atomică a trimis o echipă care să livreze echipamente și să evalueze nivelul de radiație din zonă. Vizita experților are loc în contextul în care centrala s-a aflat sub asediul armatei ruse timp de mai bine de o lună, iar după plecarea militarilor ruși s-a depistat o creștere a nivelului de radiație. Potrivit Autorității Internaționale pentru Energie Atomică, echipa de experți va livra echipamente la Cernobâl, va face evaluări ale nivelurilor de radiații și va ajuta la restabilirea sistemelor de protecție și monitorizare. Radiațiile în zona centralei nucleare au depășit nivelurile de control pe data de 25 februarie, după ce trupele ruse au preluat controlul asupra acesteia. Militarii ruși au săpat tranșee în zonele contaminate și au dat foc vegetației din Pădurea Roșie, considerată cea mai toxică regiune din apropierea centralei nucleară, ridicând astfel în aer nor de praf și fum radioactiv. Fiind locul celui mai mare dezastru nuclear din istorie, în 1986, Cernobâl nu mai este o centrală electrică funcțională, dar specialiștii ucraineni continuă să lucreze acolo pentru depozitarea deșeurilor radioactive. Accidentul de la Cernobâl, care s-a produs acum 36 de ani, a început cu un test de siguranță. Inginerii urmau să vadă ce se întâmplă în timpul unei pene de curent. Ce a urmat a fost un dezastru nuclear fără precedent, deoarece reactorul nu avea o carcasă din metal, miezul acestuia a fost expus și a izbucnit în flăcări, proiectând în atmosferă tone de material cu un grad ridicat de radioactivitate. Lângă centrală, nivelul radiațiilor era atât de ridicat întrucât unii lucrători au murit pe loc. Primii pompieri au ajuns acolo fără echipamente de protecție și fără să știe pericolul în care se află. Cel puțin 30 dintre ei au murit în următoarele zile, săptămâni sau luni. Abia la 36 de ore de la dezastru au început evacuările din Pripyat, o localitate cu 50.000 de locuitori situată la 1,5 km de centrală. În mai puțin de două zile, norul care purta particule radioactive de 200 de ori mai puternice decât bombele atomice de la Hiroshima și Nagasaki cuprindea tot norul Europei. O suprafață de 30 de kilometri diametru din jurul centralei a fost declarată zonă de excludere, rămânând nelocuibilă pentru mai multe generații. În decembrie 1986 a fost construit un sarcofag peste centrala nucleară, iar cu 3 ani în urmă a fost montat unul nou. Сейчас последующая наша задача это надвижка вот этой вот биологической стенки и закрытие по периметру всего реактора. Bilanțul tragediei rămâne în continuare controversat. 56 de oameni au murit imediat sau în lunele ce au urmat, iar 6,6 milioane de oameni au fost expuși radiațiilor. Lumea sa a fost distrusă de o rachetă rusească, spune bărbatul care și-a pierdut soția, fetița de 3 luni și soacra în atacul de sâmbătă asupra orașului Odessa. El era la magazinul de lângă bloc și făcea cumpărături pentru Paște, în timp ce apartamentul său a fost bombardat. În doar câteva minute, familia lui Yuri Glodan a fost ucisă. Bărbatul a povestit acum pentru BBC drama prin care trece. Мир просто перед глазами. Он вчера просто умер. Он был убит российской ракетой. Bărbatul era plecat la cumpărături pentru Paște, iar când s-a întors, după ce a auzit de explozie, a găsit apartamentul său în flăcări. Nu a fost lăsat să intre. Ulterior a găsit cadavrele soției sale și ale mamei ei, iar fetița sa, Kira, a fost descoperită fără suflare mai târziu. Просто сейчас, ну, мне очень сложно осознавать то, что моей доченьки уже больше нет. И моей
и жены, и тещи. Я просто их не успел вывести. Юрия și Valeria au fost împreună timp de 9 ani, iar Kira s-a născut la sfârșitul lunii ianuarie, cu doar o lună înainte de începerea războiului. Я ее запомню такой действительно, как она была. Она была, я же говорю, что она была очень доброй. Она была хохотушкой, она любила смеяться, она находила радости в простых вещах, она была счастлива. Какой она была мамой, вы даже не представляете. Ну, вот, действительно, это мать, это подруга, это дочка, которая, ну, с самыми лучшими качествами. Я действительно, я не представляю, ну, другого человека такого мне просто не найти. Юрия a revenit duminică în clădirea distrusă pentru a căuta ce ar putea salva din apartament, albume foto, colecția de pliculețe de zahăr a soției sale, note scrise de mână. A găsit căruciorul bebelușului său rupt în bucăți. Там все разрушено. Там разрывало бетон, а тем более разрывало тела. И от этого еще больнее. Uciderea a trei generații într-o singură familie a stârnit indignare și repulsie în Ucraina, o țară deja îndoliată de două luni de război. Vorbind despre atacurile din Odessa, președintele Volodymyr Zelensky a fost vizibil emoționat când a vorbit despre moartea bebelușului, care avea doar o lună când Putin a ordonat invadarea Ucrainei. Чим вона загрожувала Росії? Схоже, що вбивати дітей – це просто нова національна ideea Rusiei Federației. De la declanșarea războiului de către Rusia, 217 copii au fost uciși în Ucraina și 391 au fost răniți, a anunțat azi procurorul general al Ucrainei. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează show-ul Survivor România. Nu uitați, dacă aveți informații care pot deveni o știre, puteți să ne contactați oricând la numărul de telefon 022213645. Iar dacă aveți imagini, le puteți trimite pe site-ul protv.md, dar și pe Viber, WhatsApp sau Telegram la numărul 079 400 508. Să aveți o seară liniștită!